Irresponsabilitatea lui Volosevici generează o nouă criză a termiei. Felul mincinos în care primarul Andrei Volosevici, PSD, prezintă criza apei calde din Ploiești este extrem de grav și necesită următoarele precizări. 1. Criza apei calde are la origine plecarea Veolia, fostul operator, o societate de talie mondială, care nu a mai putut să lucreze pe datorie cu primăria condusă de Andrei Volosevici. Neplata facturilor a însumat o datorie de 97 milioane de lei către Veolia Energie. Primarul Volosevici, incapabil să plătească, a recunoscut aceste restanțe, propunând o reeșalonare în prima fază pentru peste 48 milioane de lei din total. Deci, operatorul pleacă fiind neplătit și neavând nicio perspectivă încurajatoare. 2. Andrei Volosevici a făcut tot posibilul, găsind tot felul de motive pentru a întârzia înființarea unei noi societăți. Este inadmisibil ca primarul zero să fie atât de amnezic încât să uite ședințele din luna septembrie 2022, când și-a pus întreaga camarilă din cadrul primăriei să dea avize negative pentru proiectele de înființare a societății Termoploiești și de preluare a CET. Întreaga sa îndărătnicie, bazată doar pe nevoia de a genera un scandal mediatic, fiind dublată de atitudinea ostilă din ședințele de Consiliul Local. Îi era convenabil electoral să arunce vina pe Consiliul Județean și pe Consiliul Local, mai ales că își schimbase pentru a cincea oară orientarea politică. Vă reamintesc că hotărârile de Consiliu Local inițiate de consilierii locali și votate de reprezentanții tuturor partidelor au fost folosite ca într-un meci de ping-pong între administrația locală și prefectură cu un singur scop, blocarea înființării societății Termo. Când toți ploieștenii așteptau apa caldă, primarul Zero oferea zilnic circ și rapoarte negative, implicând în acest demers întregul aparat administrativ al executivului și prefectura. 3. Poate cel mai important și mai grav aspect, care ține de prezent și mai ales de viitorul termiei din orașul nostru. Ploieștenii trebuie să știe că primăria înregistrează acum restanțe la propria societate, proaspăt înființată Termo Ploiești, în valoare de 38 de milioane de lei. Domnule Volosevici, se pare că sunteți pe același drum păgubos pentru contribuabilii din acest oraș, oameni care își plătesc întreținerea, oameni care trebuie să știe că dumneavoastră continuați în același stil, respectiv al lucrului pe datorie, nemai fiind mult timp până când veți genera o nouă criză. Ce faceți cu taxele oamenilor, în condițiile în care consilierii și-au făcut treaba și au votat subvenționarea gigacaloriei? Și să nu spuneți că nu aveți bani, mai ales că v-ați permis să ratați fonduri de peste 200 de milioane de euro, că nu ați făcut nimic notabil în 4 ani de mandat. Primarul Zero este deja un compliment. Pentru că acumulați datorii pe spatele ploieștenilor, sunteți de acum primarul minus –